Bună ziua și bine ați venit la Poftește și Gătește! Vine Crăciunul, așa că am un invitat special pentru dumneavoastră. Cine credeți că este? Nimeni altul decât Virgil Ianțu! Mulțumesc frumos, salut! Mulțumesc pentru prezentare. E un pic prea mult, prea sus, da, mă rog, ești tânăr, te înțeleg. Ce ai pregătit? M-am gândit să-ți pregătesc niște tartine franțuzești. Îți mulțumesc foarte mult că te-ai gândit la mine, dar că eu sunt la dietă. După cum vezi, da, sunt la dietă, dar dieta mea îmi recomandă un vin bun. Așa că, dacă vrei, te invit. Dietă cu vin? Da. Ok. Să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul. Hai că eu mă ocup de vin. Niște ceapă pe care o tăiem mărunt, zahăr brun și vermut. Să facem un fel de dulceață de ceapă. Dacă s-ar putea să tai numai ceapă, ar fi perfect. Păi o să... Îți place sunetul ăsta? De asta știi ce e? O bei mai mult? Nu. Decantor, ca să știi. Aha, ok. Ia uite ce frumos. Pictez. Tăiem mărunt, da? Ceapa. Dăm drumul la foc. Tigaia încinsă bine. Călim ceapa, puțin. La mine a durat mai puțin. Te rog. Nu, mersi, eu gătesc. Punem zahăr brun. Ideea este că trebuie să, practic, călim ceapă, zahăr brun, vermut pe care îl punem în mâncare. Strești. Amestecăm. Cam 10 minute maxim ceapa o călim, să se evapore vermutul. 2 felii de bacon. Încingem focul la bacon. Da? Dacă ai nevoie de ajutor cu ceva indicații. E miros foarte, foarte tare. Deci avem vermut, avem zahăr brun, se caramelizează, sfârâie. Mamă, șmecher de tot. Baconul se prăjește. E o rețetă foarte simplă, foarte gustoasă și poți să o folosești și la petreceri, și la vin. Te ajut. În același timp. Eu te susțin. Mă susții? Da, da. Observ. Facem cantitate mică, da? Baconul e prăjit, 2-3 minute pe fiecare parte. Puteți să-l prăjiți mai mult, nu e nicio problemă. Nu faci o pauză pentru... Nu, mersi, stai, că eu trebuie să termin o treabă. Tăiem mărunt baconul. Puteți cu bulețe, puteți subțire, nu e nicio problemă. Asta nu mai ești. Pâinea. Tăiem câteva felii de pâine. Fă și tu cruci la pită. La noi în Banat așa se face. Folosim brânză proaspătă de vaci. Punem aici brânză. Da? Punem bacon prăjit. Ok. Puteți să puneți mai multă brânză, mai puțină brânză, nicio problemă. O altă lingură, niște ceapă. Asta e ca o dulceață de ceapă, am înțeles. E care cu franțuz... În combinație cu asta care e sărată. Și aia fresh. Fresh, așa. Și cu asta cald. Am înțeles cum faci tu. Tartine franțuzească. Punem mai bine și bacon. Nu. Puteți să ungeți toată bucata de pâine și are o culoare foarte, foarte, foarte frumoasă. Deci avem alb, avem brânză, avem baconul. Punem niște piper deasupra dacă vrem să ornăm. Ai terminat? Da. După cum vedeți, e o gustare irezistibilă. Bine, hai! Pentru un Crăciun fericit! Pentru gătit!